Întreprinderea agricolă Accesal Group de la Pepeni este una din cele mai mari din raion și una din cele mai mari din țară. Structura culturilor agricole a acestei întreprinderi este deosebit de vastă. Aici se cultivă cele mai mari suprafețe de viță de vie și fructe. Mai sunt suprafețe cu tutun, există o legumărie din cele mai performante, cu irigare prin picurare, iar suprafețele cu culturi de toamnă în anul curent depășesc circa 1000 de hectare. Și parcul de mașini și tractoare de la Accesal Group este cel mai mare din raion, el cuprinzând peste 70 de tractoare, 4 combine de recoltat. Zilele trecute la această întreprindere s-a făcut o trecere în revistă a pregătirii către seceriș în toate cele 4 brigăzi de producere. De fapt, mecanizatorii și-au demonstrat vrednicia lor de a face față unor eventuale deficiențe în timpul recoltării pâinii, așa cum au procedat de fiecare dată. Au avut grijă ca tractoarele ce vor transporta roada la arie, combinele ce vor treiera, aria ce va prelucra și depozitele ce vor păstra roada să fie aduse în bună ordine. Despre cum s-au pregătit către acest sezon ne va spune conducătorul brigăzii de la întreprindere agricolă Accesal Group de la Pepeni, Dumitru Rudeanu. La Pepeni, la întreprinderea agricolă Accesal Group, sunt întoi pregătirile către seceriș. Mâine, poimâine și aici vor ieși în câmp și se va începe recoltarea spicoaselor. Astăzi, în brigada numărul 2, a fost efectuată revizia tehnică. S-a făcut așa o trecere în revistă a mijloacelor tehnice pregătite pentru seceriș. Și acum stau de vorbă cu Dumitru Rudeanu, conducătorul brigăzii numărul 2 din această gospodărie, care ne va spune mai amănunțit cum s-au pregătit către recoltare și ce au de făcut, de fapt, în acest sezon agricol, în anul 2013. Noi am pregătit de seceriș, am remontat combinele, tractoarele, le-am pregătit pentru cararea pâinii. Așteptăm minutul de a ieși în câmp. Dumitru, văd că și voi stați îngrijorați în permanență, priviți spre cer, dacă nu o să plouă. Stați îngrijorat, nu cumva să vină grindina, pentru că au fost gospodării și în raionul nostru care au fost afectate de grindină și de ploi puternice, până când voi spuneți că aici, în zona pepenilor, v-au ocolit aceste dezastre, aceste neliniști și așteptați ca timpul să se stabilizeze și să începeți să lucra la recoltarea pâinii. Spuneți-ne, vă rog, voi ce suprafețe aveți și cum arată, de fapt, pâinea în anul acesta la Pepeni? La noi aici, la Pepeni, pâinea se arată frumoasă. De grinde ne-a păzit Dumnezeu. N-a fost ploi cu grindină, ne-a mai ocolit. Suprafața de răsărit avem 270 de hectare pe brigada numărul 2. Grâu 357 de hectare. Soie 90 de hectare. Rapiță 80 de hectare și orz pe brigadă și 8 hectare. Cum ați lucrat în anul acesta? Ați efectuat toate lucrările agrotehnice și dacă poți face o comparație cu anul trecut, cum este anul acesta? Pentru că și specialiștii și toți spun că așteptăm o roadă bogată, chiar o roadă dublă față de anul trecut, când am avut o secetă groaznică, de fapt. Da, anul trecut a fost mai slab, a fost secetă. Anul ăsta mai frumos arată toate cele, de plouat, ne-a mai plouat. E tot frumos și așteptăm să recoltăm. Dispuneți de mijloacele tehnice necesare pentru ca să reușiți să strângeți roada la timp și dacă aveți și cadrele de mecanizatori, pentru că știm că în sate acum este o problemă chiar și cu cadrele de mecanizatori. Nu, la noi până când mecanizatori mai sunt, cadre sunt, avem cu cine mai lucra, până când mai sunt, încă nu sunt duștăți, nu sunt prăștiați. Haide-i liderul să dă stăruința pentru lucrători. De fapt, noi știm insistența și hărnicia celor de la Pepeni și numele domnului Vladimir Agachi este bine cunoscut, este un manager priceput și iscusit care își dă stăruința și pentru voi. Aveți toate condițiile aici la brigadă pentru a efectua lucrările calitativ. Văd că s-a mai păstrat aici clădirea brigăzii, aici sunteți și alimentați, aveți toate condițiile pentru reparații, atelierile sunt... Oricum, se pare că aveți toate condițiile pentru reparația tehnice. Ce zici tu? Cum vă simțiți voi? Pentru că de voi depinde foarte mult când aveți toate condițiile și veniți cu o dispoziție bună la muncă. Am și să spunem, sunt condițiile normale. Ce trebuiește este glavnul inginer acolo, liderul, spunem ceva ce mai trebuie să aduce
tehnica se repară, condițiile sunt. Tractoriștii îi hrănim de nează și în câmp unii lucrăm. Stăt loc acolo, îi ducem, hrănim. Că când sunt condițiile sunt normale, până când. Nu vă ne liniștește faptul că deocamdată, de fapt, și de la guvern, de la Ministerul Agriculturii, încă nu au fost anunțate prețurile la pâine. Cum o să vă descurcați referitor la comercializarea grâului de pe arii? Până când, cum spun, eu încă sunt mai mari care răspunde așa ceva. Eu de unde pot știu toate este acum și... Referitor la celelalte culturi, spuneați că aveți și profesie de floarea soarelui, aici plantații multianuale nu aveți în gospodărie. Deși m-am uitat că toate plantațiile din această gospodărie arată bine și au fost îngrijite bine, probabil sperați și la aceste culturi să aveți o radă bună. Da. Răsărită să arată frumoasă, totul și este tot frumos să arată. Numai dacă ar și vreme bună să o putem strânge. Așa, și referitor la depozitare, pentru că uneori ne uităm în câmp, roada se arată frumoasă, dar când încercăm să o punem în hambare, nu prea aveam ce pune. Deci aici este tot o perioadă foarte responsabilă pentru toți, să știm cum să o păstrăm, ca apoi să o putem propune celor care vor să o cumpere la un preț bun, să fie calitativă, să fie păstrată bine. De aceste condiții voi dispuneți? La noi, și să spunem, la noi este depozitul central, acolo se păstrează toate cele, și pâine și răsărita, se păstrează tare bine. Sunt oameni care caut. Dumitru, știm că aici la PPN, de fapt, sunt mecanizatori cu tragere de inimă, care lucrează cu tragere de inimă, care sunt experimentați. Dacă vrei să ne spui și în anul acesta, cine sunt acești mecanizatori? Pentru că, de fapt, știm foarte bine că perioada secerișului este o perioadă mai complicată, când este nevoie de mult efort, se lucrează uneori și zi și noapte pentru ca să reușim să strângem această roadă și cred că acești oameni care depun aceste eforturi merită să fie și nominalizați, să-i cunoască toată lumea. Cine sunt ei? Avem la transportarea pânii, tractoriști care lucrează de la început și până la urmă este Vasile Tronciu, Cernei Vasile, Borș Vasile, Țurcanu Gheorghe, aici de care seamănă, cultivează și care pâine la depozit central. De ei depinde foarte mult cât de ritmic va fi recoltată pâinea. I-am văzut și eu astăzi cu emoții când se mă uitau la mijloacele tehnice și făceau ultimele reglări și ajustări la tractoare. Sperăm că vor face față la toate greutățile. Și vreau să te mai întreb referitor la combine. Știm că de productivitatea lor și de felul cum sunt pregătite către seceriș, foarte mult depinde. De astfel de mașini, de câte dispuneți aici în brigadă? Noi în brigadă avem două combini. Combinieri avem pe Olărașul Gheorghe și Părlițanul Andrei. Combinieri. Ajutorii Borș Vasile și cu Tronciu Ion. Ajutor de combinier. Băieți au pregătit combinele pentru săceriș. Le-au pregătit. Nu supra. Normal așa. Că se putem recolta pâinea. Și băieții dau stăruință, lucrează, nu de un an, doi, lucrează mai mulți ani. Și băieți cu sârguință, lucrează băieți cu sârguință, cu atragere de inimii pentru așa ceva. Dacă, să zicem, aceste două combine ar lucra ritmic, fără staționări, cam în câte zile ați termina secerișul? Noi cu așa nu putem spune exact că aia asta depinde de vreme. Ar fi vreme bună, mă ne gândim în 20 de zile și recoltăm. Nu ne rămâne decât să vă dorim succese, să terminați această campanie responsabilă și destul de dificilă, să vedeți pâinea pusă în hambare și să aveți satisfacția asta a biruinței și că ați reușit să aveți în hambare. Pentru că dacă veți avea pâinea depozitată deja, să știți că și viața voastră va fi mai ușoară și a noastră a tuturor. Nu știu ce pot să vă spun. Vă spun mulțumim că ați venit și ne-ați văzut și simt sănătoși, să putem lucra mai departe. De Doamne nou și vă asemenea sănătate și putere și forță de muncă pentru a termina această campanie. Vă mulțumim frumos!
La Accesal Group este cel mai mare număr de angajați. Chiar dacă mai există unele deficiențe, conducerea întreprinderii se stăruie să creeze condiții normale pentru ca acești oameni să aibă și un salariu normal ca să dispună de condiții bune de lucru. Despre toate acestea ne va spune în discuția noastră cu Maria Agache, liderul organizației sindicale de la întreprinderea agricolă Accesal Group. Întreprinderea agricolă Accesal Group este una din cele mai mari din raion. Am înțeles că aici chiar este cel mai mare număr de unități de tehnică din raion, circa 70, din care majoritatea sunt funcționale. Ferește că aici este antrenat în procesul de lucru la toate operațiunile agricole un număr mare de mecanizatori și mai ales în campaniile responsabile, cum ar fi secerișul, se cere o atenție maximă față de acești oameni. Acum stau de vorbă cu doamna Maria Agache, președintele Comitetului Sindical din această gospodărie, pe care aș vrea să o întreb despre crearea condițiilor pentru acești oameni, pentru că știm că munca este foarte intensă în această perioadă, se lucrează de dimineață până seara, condițiile le știm care sunt, uneori arșiță mare, alteori oamenii lucrează la ajustarea tehnicii, la reparație, direct în câmp și firește că au nevoie de anumite condiții și de anumite grijă față de ei. Spuneți, doamnă Agache, cum vă pregătiți către acest sezon, pentru că și dumneavoastră aveți o responsabilitate mare. Deci avem în jur la 100 de mecanizatori care începând cu luna februarie merge reparația tehnicei în toi. Din luna aprilie la toate 3 bucătării care le avem pentru brigăzile tractoare ei sunt alimentați gratis. În brigada numărul 4, care e o brigadă specială pentru tratarea viilor și livezilor, acolo mecanizatorii sunt hrăniți de 3 ori pe zi. Avem o sarcină foarte mare, răspundem de sănătatea lor, de ce ne stăruim în toată ziua absolut să fie produsele proaspete, să fie produsele de calitate. Cei ce nu avem în gospodărie, procurăm de la bazele Angro, deci vreau să menționez că anul acesta s-au scumpit produsele undeva în jur la 30% față de anii trecuți, deci avem grijă că în fiecare brigadă de tractoare să fie adus la cunoștință ce se face în gospodărie agricolă. În fiecare brigadă sunt amenajate colțișorul sindical, unde mecanizatorii știu de pildă în perioada secerișului care ești în primul loc, care ești cât o tonaj a treierat, ca într-un fel se stimuleze și este ca o întrecere între mecanizatori. Avem o mică reținere în privința procurărilor hainelor speciale, tot din cauza condițiilor financiare. Anul acesta poate cumva, dacă o dat Dumnezeu să fie un an, să arată a fi un an mai bun, poate să procurăm haine speciale. Așa ne stăruim la brigada care deservește viile și livezile, primesc hrană specială. Mecanizatorii care transportă tutunul de pe câmp tot primesc hrană specială. Sunt amenajate colțușoare unde în timpul lor, înainte de luat masa, își spală mâinile, au detergent, au săpun, au ștergare. Procurăm în fiecare an. În special, sunt mulțumită de activitatea mecanizatorilor. Sunt niște oameni responsabili. Vreau să, cu mâhnire spun că majoritatea sunt în jurul la 50 de ani. Tineret avem prea puțin. Asta e o problemă probabil toată Republica, ca să atragi tineret în agricultură. Trebuie să ai cu ce îl atrage. Noi ne încadrăm în grila de salarii de 1300 de lei. Facem eforturi, am discutat cu angajatorul, deci cei ce ridic sindicatele până la 1600 de lei, la noi mecanizatorii iată, care au stropit livada, deci a încasat lunar 6000 de lei. Deci eu socot că e un salariu foarte bun. Mecanizatorii la noi nu se plâng în privința salariului. Poate că care vrea ruble lungi, pleacă, sunt și din aceea, dar majoritatea rămân aici acasă, lângă familie,
ca să contribuie la dezvoltarea asociației agricole, la păstrarea familiei. Chiar vreau să mă refer la această problemă care există, cum ați spus și dumneavoastră, în întreaga țară, întinerirea cadrelor de mecanizatori și, în general, întinerirea oamenilor care sunt angajați în muncile agricole. Am fost azi aproape în toate brigăzile dumneavoastră și am văzut această stare de lucruri când majoritatea cadrelor de mecanizatori sunt deja în vârstă. Chiar oamenii spuneau singur cu îngrijorare care va fi viitorul agriculturii. Dumneavoastră, cum credeți? Se va schimba această atitudine, eu știu, a tinerilor, pentru că spuneați că și salariile parcă sunt normale, să zicem, și pentru... De ce nu vor să vină tinerii? Probabil că pentru moldoveni sau este o modă, dacă a plecat unul în străinătate, stă acolo cu 200 de dolari, care în jur la 2400 de lei, dar e plecat și el, că e plecat vecinul. Și pe urmă, din acei 2400 de lei, cât mai trimite la familie, dacă mai ajunge ceva să trimite, că nu îi ajunge pentru întreținere, dar el îi dus, că așa e moda. O condiție, eu socot, care ar fi ca să atragem tineretul în agricultură, ar fi o grijă din partea statului. Chiar așa ce și remunerare sau o bază, când vine să lucreze în asociații, să-i scrieze condiții ca să-i se dă, cum era cândva, când terminam, absolvim noi instituțiile de învățământ, ni se dă ca un fel de... Învățau obiect special, mecanizarea, tractorul, da. Băieții învățau tractorul, fetele învățau altceva, dar oricum era ceva care era legat de locul de trai, să zicem, de mediul rural, de sat, pentru că și atunci nu toți rămâneau la sat, dar majoritatea deja aveau... Să zicem așa, aveau idee de lucruri la sat, aveau deja, făceau niște stagiuni chiar prin brigăzile de tractoare, lucrau o parte din vacanțe, chiar din elevi lucrau ca remorcheri la tractoare și atunci deprindeau această meserie și unii din ei chiar rămâneau și au făcut din ceea ce au învățat în școală o meserie pe viață întreagă și n-au regretat. Poate, într-adevăr, acest sistem care spuneți dumneavoastră că ar trebui schimbat, poate școlile profesionale, poate ar trebui de reintrodus acest obiect în școală, mai ales în școlile sătești. Oamenii s-au convins că și la sat, dacă vrei să muncești, dacă îndrăgești această profesie, poți trăi și aici, să faci un ban, da? Banul de la care îl obții din munca din agricultură. E clar că noi depindem întru toate de Domnul Dumnezeu, dar dacă pui și mintea în mișcare și ești sârguincios, obții rezultate. Chiar și pe timp de secetă e greu, e foarte greu, dar dacă ești insistent și folosești sisteme de irigare, cum folosim noi, avem 57 de hectare de livadă prin metoda de irigare, cum, picurare. Deci mai avem o parte din legume care tot le folosim prin metoda de picurare, le adăpăm prin metoda de picurare. Dar încă o dată vă spun, pentru tineret, nu știu de ce, e mare problemă, toți, deci îmi place metoda sau ideea doamnei Sandu, ministrul învățământului, de a face ca acel elev care merită și are cunoștință, acela să meargă să-și capte studii superioare mai departe. Celălalt nu are nivel de cunoștință, să rămână aici unde poate să-și arăte proprietățile sale, capacitățile, aptitudinile sale de a munci pe câmp. Asta nu e o rușine, e mai rușine să nu muncești nicăieri. Și eu nu sunt de acord cu doamna Plămădeală, avocat copilului, care nu permite de a folosi munca copiilor. Nu se pune problema de a folosi munca grea a copiilor, dar copilul trebuie să muncească, deci, alături de părinte, sub conducerea părintelui, și să vadă cum se obține acel leu pe care el vrea să-l cheltuie, petrecând undeva la o discotecă, la un bar, dar nu se gândește că părintele muncește și își pierde sănătatea pentru viitorul lui. De fapt, vorbim despre crearea unor deprinderi de muncă pentru copii. Corect. Pentru că am ajuns într-o perioadă când și noi, cei maturi, mereu ne jăluim că, uite, tinerii nu vor să muncească, că au numai o singură grijă și așa mai departe. Este și vina noastră, celor maturi, că nu i-am deprins cu ceea ce am dorit noi. Le-am jelit.
pentru că așa fiecare părinte, mi-a fost mie greu în copilărie să fie greu copilului. Și copilul așteaptă toată viața un fel de dar sau un fel de pomană de la părinte. Părintele e obligat să mă asigure, păi e obligat până la 18 ani, dar după 18 ani încearcă să te descurc singur. Eu de pildă nu sunt contra că copilul alături de mama să vie să-i ajute chiar de la lucru în seară. Eu adus apă mamei, eu adus una sau mâncare la masă sau eu mai știu cum, ca să vadă cum muncește mama și cât de obosită este, ca să o prețuiască și sănătatea mamei să aibă milă față de cea mamă sau de cel tată care lucrează și în condiții uneori timp de arșiță. Noi pe timp de seceriș avem grijă ca combainerii să fie asigurați cu apă rece, pentru că acolo se supraîncălzește. Avem grijă toată vremea să fie butoi cu apă, ca să nu în caz de incendiu ceva să fim toate combine sunt asigurate cu stingătoare. Și parcă facem tot posibilul ca să protejăm atât viața mecanizatorilor cât și viața celor din jur. Am o problemă și o durere care aș vrea să o expun către toți și m-am adresat și la întrunirile republicane. Vreau cât mai multe foi pentru tratament. Îs în vârstă, îi dor articulațiile. Primesc, avem 530 de angajatori, o foaie pe an. Înseamnă că odată la 500 de ani poți să-l ajungă rândul ca să-l trimit la sanatoriu. Și altă problemă este, poate dumneavoastră o să o transmiteți, că am avut un interviu și n-au transmis-o. Să vadă formula de calcul a pensiilor din agricultură. Să ia tot acea formulă care se calculează pentru bugetari. Este adevărat că această problemă se discută des și în cadrul Guvernului și Ministerului de Finanțe. Nu știu cât de insistent a fost în ultimul timp Ministerul Agriculturii, dar probabil că este nevoie ca acești oameni care lucrează în mediul rural să aibă grijă statul de ei, pentru că chiar în ultimul timp se vorbea că mai mult de 50% din PIB este creat aici și aici sunt create toate bunurile noastre și acești oameni necăjiți, de fapt că trebuie să recunoaștem că sunt încă necăjiți, sunt condițiile care sunt la sat și ei trebuie susținuți, pentru că au creat de fapt o bază și au creat o bunăstare acestui popor care încă se zbate în incertitudini și căutăm calea cea dreaptă. Noi probabil suntem una din cele mai mari asociații agricole din Republică, unde s-a menținut, după cum vedeți și dumneavoastră, s-au menținut atât edificiile brigăzilor de tractoare, s-au menținut în stare bună atât clădirile unde se repară tehnica, funcționează toate depozitele unde se păstrează pâinea. Și deci ne-ar părea foarte rău dacă nu ar face statul ceva pentru oamenii aceștia din agricultură. Mă uit la femeile, deci am organizat cu 2 ani în urmă un control medical absolut la toate angajatele din Accesal Group, dar nu pot ca să-i cuprind pe toți. Aș vrea să le fac măcar cât de cât o odihnă undeva, ceva plăcut pentru ei, dar din lipsă de bani sunt puțin angajați și de ce ești cât să reține cotizația pentru organizația sindicală, deci nu ajung acești bani. Sunt foarte puțini. Doamna Maria, în ultimul timp se vorbește foarte mult despre aceste relații care se aprofundează cu Uniunea Europeană. Este vorba despre acest comerț de liber schimb și aprofundat cu Uniunea Europeană, care ar permite exportul producției noastre în țările Uniunii Europene. Am înțeles că se vor scoate toate limitele și la cantitate, vor fi mai puține restricții și la calitate. Deci vor fi mari posibilități ca acest sector important de la noi să aibă o ascensiune pe care ne dorim și noi. Poate cu timpul vor veni și tehnologiile noi din Uniunea Europeană, referitor și la ambalare și la calitatea producției, ca să putem și ieși din aceste nevoi, pentru că de 20 de ani de zile tot vorbim despre mediul rural, despre agricultură, despre întoarcerea cu fața spre țăran, așa cum se repetă de foarte, foarte multe ori, și de fapt lucrurile au rămas, cum zice țăranul, în coada de pește.
nu s-au prea schimbat multe. Cu toate acestea, avem multe speranțe, mai ales anul ăsta, că am văzut că plouă, poate ne va feri cel de sus de calamități și vom reuși să strângem această roadă. Ministerul Agriculturii spune că în anul acesta este posibil ca roada de cerealiere să fie dublă față de anii trecuți. Poate nu chiar dublă, dar oricum mai bună decât anii trecuți, pentru că am trecut prin aceste secete groaznice. Vom avea o roadă bună și la fructe, și la poamă, și la porumb. Poate că aceasta va redresa un pic și starea economică a întreprinderilor agricole și vom putea să respectăm acel acquis european și vom putea să mergem mai mândri și cu capul sus în direcția Uniunii Europeană. Dumneavoastră ce credeți? Pentru că în ultimul timp au început a fi și aici diferite păreri contradictorii, că unii se tem că vom pierde piața din est, alții spun că piața din vest este cu mult mai convenabilă pentru noi, pentru că vor veni și mai multe subvenții din partea Uniunii Europene. Unii spun că de fapt aceasta va fi o capcană pentru țăran și că vor fi mai multe dezavantaje. Dumneavoastră cum credeți? Văd că dumneavoastră sunteți o fire optimistă. Eu despre mine aș spune că sunt o fire realistă și mă uit, domnul Ștefan, cu ochi la ziua de astăzi. Noi am căpătat anul acesta, a intrat în rod o livadă de piersici și iată, nu avem unde realiza această producție. Și asta se întâmplă, deci anul trecut cu mierele, am terminat mierele de realizat în luna aprilie, când înflorea mărul, copacul de măr, se da roadă pentru anul acesta. Nu se bate capul statul, absolut nu se gândește nimeni, mai să fie o planificare. Cât tonaj este, unde îl ducem, cum îl ducem. În privința ambalajului, noi rămânem undeva cu 100 de ani în urma Europei, deci asta e o problemă la noi în asociație și cred că pe toată Moldova, pentru că și acel utilaj pentru, de procurat pentru ambalare tot necesită o cantitate mare de bani. Am procurat un tractor John Deere, e un tractor performant care face multe lucrări, costul e enorm, deci de-abia l-am achitat. Avem anul acesta de trierat aproape 1000 de hectare de rapiță împreună cu grâu. Am derit de treapta întâia, deci avem mai 4 combine și acelea sunt de producție germană și le trăim că depinde de condițiile. De reparat au fost reparate, dar știți cum, în lucru mai apar, da, pot să apar dificultăți. Am mai vrea să procurăm încă tehnică nouă, dar cu subvențiile astea care de zero, eu le-aș spune de zero, care le-a dat statul, cred că pentru agricultori nu încălzește absolut cu nimic. Și dacă statul nu se întoarce cu fața spre agricultor, cred că Moldova, dintr-o țară agricolă, va deveni una, nu știu cu ce, cu industrie nu avem, dacă nu mai avem nici agricultură, pe orășanul îl interesează, pentru că se aduce din alte parte producție și el are de cumpărat, dar țăranul mănâncă de aici de pe pământul pe care lucrează. Toți mâncăm de aici, cei de la oraș, pentru că am văzut că tot mai mult și mai mult, adică tot mai des și mai des în vitrinele magazinelor noastre apare producție străină, dar și de o calitate îndoielnică. Noi încă am păstrat această capacitate de a produce calitativ. Și ecologic. Da, și ecologic. Nu mă refer acum la prețuri, pentru că știm care sunt prețurile la noi, poate că este mai scumpă producția noastră, dar nu este atât de greu ca să venim la nivelul țărilor, măcar din regiune, pentru că în Ucraina, ucrainenii au demonstrat că pot face producție mai ieftină decât în alte țări și pot concura cu această producție pe piață. Cum a spus dumneavoastră, este nevoie doar de o sistemă foarte bine pusă la punct de către conducere, de către guvern. De planificare. Da. Avem Academie de Știință, avem instituturi de planificare, Minister de Finanță. De ce nu se face o planificare? Știi câte gospodării țărănești, câte asociații agricole, ce suprafață au, care și ce cultivă, să ia asta de la începutul anului și să gândească, mai unde o să realizăm această producție? Ca și să nu rămână, am trecut, am aruncat varză, nu e așa de ușor de crescut varză. 2 ani în urmă am aruncat câte 500 de tone de varză, câte 300 de tone de ceapă, ceapă calitativă, ceapă bună. Nu poți, doar sunt grădinițe de copii. De ce trebuie să alimentăm cu ceapă din Ucraina sau cu varză din Ucraina? Dacă este chip de, este posibil să mănânci copii mărul nostru, varza noastră, ceapă, doar grădinițele activează anul împrejur. Mi se pare că
cei de sus absolut de fel nu se gândesc la omul de la țară. Păi la asta și mă refeream. Poate chiar ar trebui să fie mai insistent și sindicată din agricultură de ramură, pentru că nu prea am văzut insistența asta. Au fost niște scânteie așa de a interveni asupra unor chestiuni și de a le rezolva, dar mi s-a părut așa foarte timide. Nu ar fi trebuit și voi să fiți mai insistenți, să folosim chiar aceleași metode care le folosesc fermierii din alte țări, pentru că ei știu să-și apere drepturile, știu să fie insistenți și atunci guvernanții știu că trebuie să le intre în voie și ca să-și, măcar ca să-și păstreze liniștea, le ofer ceea ce cer ei. Fiind membru a Comitetului Femeilor din Agricultură, deci ades particip la întrunirile republicane, toată vremea doamna Bostan, fiind președintă organizației femei, ridicăm revindicări, trimitem scrisori pe la Ministerul Muncii, pe la Ministerul Agriculturii, uneori invităm și când vin, când nu prea vin, când nu le convin condițiile și cerințele care le înaintăm noi. Acum de 7 iunie, de ziua sindicalistului, a fost organizat marș, care deci s-a terminat cu aceea că domnul Buza i-a mânat domnul Leancă șerul de revindicări și eu mă tem să spun, dar cum? Nu că mă tem să spun, dar în privința că parcă am o încredere în domnul Leancă, poate să fac cumva unele schimbări și ceva o schimb în privința omului de la țară. Noi tot credem acest lucru pentru că, de fapt, după investirea noului guvern, parcă s-a mai liniștit și în țară și chiar vorbind cu mulți oameni, au o speranță. Deci, dacă există această speranță, poate și noi vom fi mai insistenți, pentru că și lucrul lor depinde de noi. Cât de insistenți vom fi noi, uneori putem fi și noi mai duri, așa, ca să-i punem la lucru și să gândească mai mult la țară, la oameni și aspectele politice și neînțelegerile care le au acolo în Parlament, între fracțiuni, între partide, să le rezolve, dar să le simțim și noi, că fac în folosul oamenilor. Deci eu le-aș dori tuturor celor de sus să nu uite de unde au pornit rădăcinile lor, au pornit de la țară. Și tuturor membrilor Asociației Accesal Grup SRL din Pepeni le doresc, în primul rând, sănătate, să aibă Domnul în pază, să aibă familii puternice și copiii care să le poarte respectul și stima. Noi asemenea vă dorim tuturor. Sperăm să venim aici în timpul recoltării și la sfârșitul secerișului, să vă vedem cu ambarele pline, cu sufletul împăcat și, de ce nu,